Ministerului Apărării, vocea lumea te denumim. Eu sunt Vali Rupa, am făcut schimb cu colegul meu Bogdan Răducan, acum ne filmează live, suntem și pe Facebook, dacă dați un search după vocea armatei, puteți să ne vedeți și acolo. Un nou invitat la noi în studio aici, de față, este domnul capitan Valentin Crăciun. Crăciunoiu, mă scuzați. Da, acum v-am botezat puțin. Bine ați venit aici în condițiile noastre de campanie. Suntem la BSDA 2018 și v-am luat direct de la standul dumneavoastră în care prezentați Batalionul 265 Poliției Militare. Exact. Cum e atmosfera? Cum vă place până acum? Cum să fie? Este multă lume. Văd că din ce în ce mai multă lume sunt interesați de armamentul nostru, specific de Poliția Militară. Am adus aici la stand AG-40, AG-38, scuturi, tonfe, NVG-ul și alte arme specifice Poliției Militare. Când am trecut pe la dumneavoastră, era foarte multă îmbulzeală, erau foarte mulți elevi veniți special, acolo. Elevi, copii sunt foarte interesați, văd, le probează, fac poze, ca fiecare. Am văzut că mare atracție a fost un coleg al dumneavoastră îmbrăcat din cap până în picioare cu tot felul de scuturi, de cotiere, genunchiere. Exact, da. Așa ne antrenăm noi. Deci aceea e uniforma de antrenament pentru... Și de antrenament și e folosită și în teatrele de operații. Ne puteți spune câte ceva despre cu ce se ocupe exact acest batalion din care faceți parte, de Poliția Militară Tudor Vladimirescu? Batalionul nostru se ocupă cu îndrumarea circulației, însoțirea coloanelor militare, însoțirea și paza transporturilor militare. Am vorbit cu câțiva colegi din promoție de ai mei care fac parte din același batalion și care au fost și în misiune în Afganistan. Misiunile batalionului de poliție militară în Afganistan nu au loc în Kandahar, așa cum știe toată lumea, că mă rog, acolo e cea mai mare concentrare de forțe din ceea ce primește militarii români. Ei fac în altă parte, nu? În Kabul. În Kabul, exact. Acolo își desfășoară misiunea. Am auzit că sunt foarte bine văzuți și respectați de partenerii americani. Da, pentru că și fac treaba cum trebuie, să spun așa. A fost și ziua Poliției Militare, acum câteva zile. Exact, acum câteva zile a fost ziua noastră, să zic așa, și ca fiecare am sărbătorit-o. Și pe această cale vreau să le urez toți polițiștilor militari la mulți ani și să fie cât mai poșticios, să pregătească, cât și misiunile ne așteaptă. Cu o ușoară întârziere, da, cei drept două zile, le spunem și noi la mulți ani de aici. Dumneavoastră personal, ce v-a plăcut cel mai mult, ce v-a atras aici la expoziția internațională Black Sea Defense and Aerospace? Deci, aici ce să spun, organizarea care a fost făcută. E o desfășurare de forță impresionantă. Da, exact, au participat multe țări la această expoziție și putem vedea și noi tehnica și armamentul lor, cu ce se antrenează. Da, vă mulțumim pentru prezența, domnule capitan. Domnule capitan Valentin Crăciunoiu de la Batalionul 265 Poliție Militară a fost în direct aici la Vocea Armatei. Vă reamintesc că astăzi este ultima zi a expoziției internaționale Black Sea Defense and Aerospace. Încă mai aveți timp să veniți, să vizitați tot felul de tehnică militară, armament. Există și militari profesioniști români și nu numai, care pot să vă prezinte tot ceea ce vreți să știți legat de această expoziție, așa că veniți că mai aveți câteva ore, de fapt, nu mai aveți mult timp, așa că grăbiți-vă. Rămâneți deci cu Vocea Armatei, acum muzică.